pe un scenariu, un film din 1950, realizat de Jean Mihail, se desfășura într-o capitală de județ din anii 30 și, cum vă spuneam, filmul scapă, anume Ferde sub incidența semnelor. Este o zi a sfârșitului care este prevestită în calendarul maiaș. Oraculul chinezesc I Ching, chiar și în Sfânta Biblie. 2012. O dată care a fost profețită ca fiind sfârșitul lumii. Dar există vreo știință în spatele acestei prevestiri? Puteau oracolele antice cu adevărat să prezică viitorul? Răspunsul ne poate afecta pe toți. Pentru că istoria are un registru de urmărire impresionant pentru acei care spun că ziua sfârșitului este aproape aici. Este profeția adevărată sau doar o grămadă de zgomot de fond? Pentru răspunsuri trebuie să ne întoarcem la începuturile civilizației vestice. În lumea antică, cei mai bine apreciați spiritiști erau numiți oracole. Un oracol este un individ care are un fel de conexiune profetică cu un zeu sau cu Dumnezeu însuși. Unul din cele mai importante oracole din lumea antică se afla în Imperiul Roman. Se numea Sibyl și locuia într-o peșteră în Cumi, lângă actualul Napoli, în jurul secolului 6 înainte de Hristos. Printre profețiile lui Sibyl era și o îndepărtată apocalipsă. Ea a prezis că lumea va rezista pentru 9 perioade, a câte 800 de ani fiecare. A 10-a generație va începe aproximativ în 2000 după Hristos. Și va fi ultima. Aceste lucruri vor veni în generația 10-a. Pământul va fi scuturat de un mare cutremur care va arunca multe orașe în mare. Va fi război. Bulgări de foc vor veni din cer și vor arde multe orașe. Cenușa neagră va umple cerul. Atunci va veni mânia zeilor. Oracolul Sibyl a vorbit. Profețiile lui Sibyl nu ar însemna multe dacă ea nu ar fi avut așa un istoric bun. În anul 600 înainte de Hristos, Sibyl a prezis invadarea Italiei de către Hannibal, cu 700 de ani înainte de a se întâmpla, și ea a prezis ultima lui înfrângere. A prezis ridicarea împăratului Constantin, pe nume, cu 800 de ani înainte ca el să se nască. Dar o profeție mai mare i-a făcut ei un loc de onoare printre creștinii timpurii. În cartea a patra lui Virgil, el a dat profeția lui Sibyl despre o nouă epocă ce va veni. O nouă epocă de aur și un copil ce se va naște și va începe această epocă de aur. Aceasta a fost scrisă în jurul anului 20 înainte de Hristos. Mai târziu, creștinii au luat această profeție ca fiind profeția sosirii lui Hristos. Profeția lui Sibyl despre venirea lui Isus cu 20 de ani înainte de nașterea lui a adus-o în atenția creștinilor timpurii. Chiar și Michelangelo i-a acordat un loc proeminent în Capela Sixtină. Un alt oracol al lumii antice se afla în Delphi, Grecia. Cel mai faimos dintre toate oracolele era oracolul din Delphi. În Delphi se credea că zeul Apollo inspira o persoană care putea fi o preoteasă lui Apollo pentru a vedea viitorul. Delphi este un oraș mic, cam la 160 de kilometri de actualul oraș Atena. Din secolul 8 înainte de Hristos până în secolul 4 după Hristos, pelerinii călătoreau chiar din afara bazinului Mediteranei pentru a pune întrebări preoteselor lui Apollo. Preoteasa intra într-o cameră subterană și acolo intra într-o transă. În
În această stare, ea dădea profeții care erau evocative, intrigante și deseori surprinzător de corecte. Principiul de bază al unui bun profet sau unui bun oracol este de a da o informație vagă, care să permită o multitudine de variante de adeverire a profețiilor, iar catrenele oracolului din Delphi erau foarte asemănătoare cu felul acesta. Era în aceeași măsură vag și deschis oricărei interpretări. Dar totuși rămâne faptul că oracolul din Delphi a prezis corect și specific. Faima lui Socrate, cu mulți ani înainte ca el să fie cunoscut. Înfrângerea invaziei persane în Grecia în anul 480 înainte de Hristos și marile cuceriri a lumii cunoscute atunci de către Alexandru cel Mare. Exactitatea acestor oracole antice este doar un punct de capriciu, pentru că profețiile despre această zi a sfârșitului se referă în aparență la timpul nostru. Și unele găsesc o confirmare tulburătoare cu ziua sfârșitului din 2012 din calendarul maiaș, care exprimă cu mult mai specific o anumită dată despre Apocalipsă, incluzând anul, luna și ziua. Calendarul maiaș se pare că spune că lumea se va sfârși în 2012. Este o predicție cu precizie din partea unei civilizații care își lua calendarul într-un mod foarte serios. Civilizația maiaș a înflorit în America Centrală din secolul 6 până în secolul 9. Ei erau obsedați cu măsurarea timpului. Calendarul lor era incredibil de precis, chiar mai exact decât al nostru. Între pătrunderea acestuia cu perioadele ciclurilor lunii, soarelui și a planetelor, putea prezice cu exactitate o eclipsă solară cu mii de ani în viitor. Calendarul este de asemenea și profetic. În secolul 8, el a prezis că niște zei cu piele albă și cu barbă vor veni de peste mări, pe 5 martie 1519. Exact în acea dată, Cortez și conquistadorii lui au ajuns în lumea nouă. A fost coincidență? Sau calendarul a fost precis ca profeție? Răspunsul contează, deoarece calendarul maiaș de asemenea prezice sfârșitul lumii, așa cum o știm noi, în data pe care maiașii o numesc luna Apcu. În solstițiul de iarnă 2012, 21 decembrie, soarele răsare în marginea întunecată din mijlocul Căii Lactei și ei numesc această margine întunecată Mamă Cosmică, care de asemenea are denumirea de Gaură Neagră. Și doar în ultimii 7 ani, astronomii au descoperit că, de fapt, există o gaură neagră enormă în mijlocul galaxiei noastre. Astronomii moderni concurează cu maiașii antici. În 21 decembrie 2012, Pământul va fi în aliniament exact cu Soarele și cu centrul galaxiei Calea Lactee. Un eveniment galactic care are loc numai o dată la 25.800 de ani. Nimeni nu știe ce efect va avea acest extraordinar aliniament asupra Pământului, dar maiașii cred că acesta ar fi cumplit.